când îl știm, e neschimbat. Neamărin. De asta dată își concentrează forța și atenția asupra unor buni prieteni de la Circul Belucii. Să știți că sunt într-o stare de nu vă puteți închipui, nu se pot concentra la nimic. După cum îi e obiceiul, își cheamă ajutoare. O ceată de gașcă care să-i asculte comanda. Ce mă fac eu cu sorta? Că nu știu nimic despre ea. Eu înțeleg. Vino cu ace aici! Nu mă interesează! Romică! Vino bă cu ace că nu spun Romică! Mă, mă lași. Ce am făcut să merit asta din Ibița? Am ajuns la Vitanișa. Nu pot să stau așa, n-am duș. Ce? Urât, mă, nu te-a lăsat tata dimineața. N-ai cum să fii om normal când te trezești la 7. Ne așteaptă 4 zile cu o droaie de treburi ce se cer efectuate. Eu de regulă vreau să le fac surprize frumoase. Avem o regată în ziua asta, adică un concurs de nave cu vele, o etapă din Cupa României, sub egida Federației Române de Iachting. Nu e un concurs adică între prieteni, e concurs oficial. Da, 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 da. Sora mea, așa vrei să mergi la normal la Pecineaga Beach. Îți dai seama că n-apare sort așa în Pecineaga acum? Ca la Paris, ca pe Șanzerize. Normal că eram golden. Ia clătita afumată și cu naftalină dată. Nu vă lăsați fermecați, toată lumea la cârnați. Eu eram potrivită de Pecineaga. Bravo! Mi-a căzut ghiloții după mine. Ești tare rău! Am avut 3 restaurante, nebunule. Cred că atunci a stăbit 4 kg. Pentru un spectacol de circ sunt multe de făcut. Bravo! Ce tare! Ia uite, băi, am rublul ăsta, sabia, bă, tâmpitești, bă. Aș o să mă la fel. Dar unii vor încerca să fenteze. Trage, trage. Hai să mergem să-l lăsăm că trage el aici. Avea o sfoară. Din de ce? Super. Să nu te rătăcești. Și am luat la umor. Lasă, lasă, lasă. Lasă, lasă, lasă. Dă-te la o parte. Stai, bre, că nu. Dă-te la o parte. Deci dorim toate astea. Să nu faci aia că te omor. Deci așa fac la toate. Nu știam ce să fac. Lasă, lasă. Nu vreau. E un coșmar, nu există. Noi ne-am uiușit. Coșmarul e... E mare frumusețe că te trezești din el. E, din asta noi nu o să ne trezim niciodată. Nu te rog! Te rog! Trage de la jos! Păi trag, dar ai blocat! Liber! Mamă, pe și șurim! Abord! Cred că în această săptămână vom face lucruri frumoase, pentru că echipa, zic eu, e echilibrată. Și m-am dus și le-am dat trezirea. Ducându-mă către ușa Cruduței, era Ana, sora Cruduței, la plajă. Hei! Ce faci, neamărine? Neasa! Ce faci, mă, aici? Te pup? Neamărine! Neamărine! Dacă vreau să te cunosc, neamărine! Și uite, ne-am luat în brațe, ne-am pupat. Deja eu îl cunosc ca și când ar fi prieten vechi, mai ales din povestirile Danielei. Sunt foarte fericită, abia aștept să văd ce ne-a pregătit, ne-a mărit, ce ne face, ce... Dai seama. Astea ce cadou. Sunt? Ce cadou? Pentru Biki. Ai, ziua ei. E ziua ei, neamărine. Mamă. Este ziua Danielei. Am venit pregătită cu tort, cu cadouri, cu flori. La mulți ani, nebun! Te pup! Mulțumesc, neamărine! Mare, Doamne, mare! Pentru mine nu există vară fără neamărin. Neamărin mă reprezintă, eu îl reprezint pe el. Ne reprezentăm! Daniela îți dă atâta energie de nu-ți poți închipui. Ea tot timpul râde. Ea are viața, ea are lumea ei. Neamărine, eu tot anul mă pregătesc pentru emisiunea asta, nu știi? Vorbești serios? Da! Am 20 de costume de baie, la fiecare costum de baie am și tocuri. Păi zic, fata mea, așa, da, neamărine, este la mare, așa am să merg peste tot. Cum va fi săptămâna asta cu voi? Cum crezi, neamărine? Cu tine, știi, dar ce mă fac eu cu sorta asta? Că nu știu nimic despre ea. Neamărine, eu promit că sunt cu minte, eu fac tot ce îmi spui. El este berbec și eu sunt berbec și eu înțeleg.
Ia-ți asta, hai, bagajele, bagajele și mergi după mine. Mă bucur foarte mult că am adus pe sora mea cu mine. Așa măcar o să am cu cine să vorbesc și să împărtășesc aceleași sentimente. Ce tare! Neața! Neamărine, uite ce ți-am adus special pentru tine. Da? Un halat din ăla extraordinar, așa de mătase, cum îți place ție. Mulțumesc! A treia oară la Neamărin și a treia oară cu noroc, păi pentru că am nimerit în cea mai tare formulă. Crăduța! Ce n-ai v-am umplima așa? Păi eu sunt la mare, unde la munte? Cu surorile Crudu și cu Țociu, bă, e foarte tare. Eu servesc micul dejun la 10. Dacă e rup servisul, vă rog frumos de ieși. Aaa, înseamnă că am nimerit la țară undeva. Pe Romică îl ador. Aștept ziua când să vină în emisiune, pentru că am să râd și nici nu știu când o să treacă timpul. Neamărine! Dar de ce ești? Stai așa, stai așa. Și eu am primit un dăstat de la Jorge. Rău e cu rău, dar mai rău e fără rău. Înțelegi? Cam așa e cu Neamărine. Bună dimineața și bine ați venit! Bine te-am găsit! Zici, Doamne, te-a scăpat de aici. Și după un an ți se face dor de el. Ce, am o nelămurire. Te rog. În contract scrie așa, hotel 4 stele. Nu, 5 stele. Îți iei bagajele, mergem în altă parte și când ajungem acolo, masă de 5 stele, cazare de 5 stele, circ de 5 stele. Chiar am legat o prietenie frumoasă cu Neamărin. Bună dimineața! Care dimineață? Nu mai suportăm bătutul la nușă, la nicio oră. Dacă trece, să zic, de ora 11, bătutul e mult mai... E mai suportabil. Suportabil. Hei, deșteptarea! Cu cât scade? 10 jumate, 9, 9 jumate, 8, 8 jumătate, 7... Nu mai pronunța. Eu de regulă mă trezesc la ora 6, 6 jumătate. Noi nu avem cifrele astea pe ceas. Vă trimit astăzi undeva frumos. Unde? O mare! Unde îl place la băiatul meu. Vreau să le fac surprize frumoase. Băiatul meu și-a luat brevet de skipper. Și zic, băiatule, acum vreau să te îmbraci repede, pentru că la 8 și jumătate o să fie o competiție cu bărci pe mare. Eu am vorbit cu organizatorii să le dea și nouă niște stegulețe ca să putem să decorăm din lobby la noi. Hai, da, bine. Să pun un pic de la pomoare. Nu trezește pe băiatul, nu trezește că da. Iau, că frumos. Eu l-am auzit cam într-un vis. A venit odată. A venit odată și m-am aplicat. A venit odată, vine așa doar că să te indispună, știi? Dar la ce oră a venit? 6 jumate. La 6 jumate a venit prima. Nu mai suport. Apoi a venit pe la 7. De 7, hai. Firea să-i naibii să fiți. Nu vezi așa? Dă-te-o așa. Stai pe vrei, am glumit, gata, acum gata, ne-am trezit, ia uite-ne. Păi ăsta nu vezi să se vedește. Păi și Liviu s-a trezit, dar face la mișto. Băi, la mișto. Hai o dată, A luat o pernă și a dat-o mie. A căzut draperia. Cred că am mâncat cu o pernă să omor un țânțar cu musca aia de neapăzit. Așa musca, așa un cap avea. Dacă s-a pus musca pe draperie și a căzut draperia. Urât m-aș mânca la tata dimineață. Ce-ai făcut? Dă-i acum cu asta, dă-i cu cutia! Omoară! E un coșmar trezitul de dimineață, bine, noi ne-am oiu și iată. Coșmarul e... E mare frumusețe că te trezești din el. E, din asta noi nu o să ne trezim niciodată. Socio! Bună dimineața! Dacă era să-mi fi dorit pe cineva în echipa asta, e Romică Țociu. E mortal. Băi, mamă, ce brigadă aici, ce gașnă! Băi, ce fac? Unde-i din limăra de sorul tău? Acum vine. Pe Romică îl știu de la Daniela și că mergeam cu ea și suntem oricum deja prieteni, ne cunoaștem. Romică, ce faci? Mamă, să-l luăm azi la palme pe mama, să o iau pe mama la palme. Curutu, ce faci, soră mea? Doar de tine! Doamne, când am auzit că sunt cu Romică, deci asta a fost... Îl iubesc mult de tot. E cea mai frumoasă nebună pe care am cunoscut-o până acum. O să mă distrez la maxim, nu se putea mai bine de atât. Și iarăși, bineînțeles, dar nu se poate Neamări fără Liviu și Andrei. Nu se poate, ar fi fix fără sare și piper. Ia vine.
Țușa, măi, să... Am vrut să ies după el cu draperia în mână, m-a lovit la picior în ușă. Când a ajuns la ușă, s-a împiedicat de tot. Dar s-a împiedicat atât de tare că nu mai putea. Du-te, du-te! Ce? Iar și-a dat în cap. Bă, ăsta e semn rău. Nu mai pot! Du-te, bă, blestematule! Deci tu te lovești singur. Stop așa, că nu mai fac nimic, m-am pus frumos liniștit în pat. Neapărăm, Bogule. Ce vrei, mă, scorpionul ăla cu ceva totuși de cap? Eu numai cu un singur lucru îl pot face să îmbraci. Băi, ia deschide-mă un pic. Da? Da, stai așa. Că ne-am trezit. Ne-am trezit. Băi, uite aici. Nu fiu prost că ne-am trezit. Da? Ne-am trezit. Când a văzut extintorul, s-a speriat. Și a zis, uite, în două minute sunt gata. Un fâs dacă a dat cu ăla, eu îmi cheltui tot salariul meu. Și îmi cumpăr și dimineața, prânz seara, că eu i-am mai dat și eu știu cum face la praful ăla. Nu mă vezi, primule! Eu zice, și a tras repede pantalonii, tricou. De ce sunt eu cu tricou de dormit pe mine și tu ești cu tricou de ești în oraș? Tu ai crezut că noi ieșim până aici, în spatele rulotei. Să bem o discuție. Nu, am zăpăcit de tot. N-ai cum să fii om normal când te trezești la 7. Poți să te trezești la 7 dacă te cuști tot la 7. Ce? La 7. Săptămâna trecută. Exact, acum o lună. Tu me confundezi, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. En serio, mai no voy jugando. Hai, ne-am mărit mai repede. Și Jorge. Am luat mașina lui Andrei, l-am luat pe Romica cu mine și ceilalți mașinile lor, ne-am încolonat către circ. Eu, bineînțeles, ca o floricică toată, un zâmbet, așa e prima zi. Totul bine și frumos, totul curat, părul stătea bine. Și când am ajuns? Păi unde puteam să fim noi dacă nu la circ? N-am zis nimic, că eu oricum mă prim mai greu. Și... Ce căutăm aici? Doar luăm micul dejun aici și după aceea mergem și vă cazez la hotel de 5 stele. Prea nu era... Măi, vedeam eu fața aia lui Buclucașă. Și ăsta-i circul, dar unde stăm? Adică și ce? Ce fac cu bagajul ăsta după mine aici? Ei mă întrebau, dar unde merge acolo? Păi acum mergem la un restaurant cu terasă. Deci aici luăm micul dejun pe plajă. Aici servim micul dejun și luăm tot mai departe la 5 stele vă duc. Dar unde suntem aici noi? Foarte bine. Acum, în ce stațiune? În Saturn. A, și am dat tag pe Jupiter, stai să schimb. Bun, dar e important aia sau ce spun eu? Da, zi. Bun, o să cunoașteți familia. Oamenii ăștia sunt de 6 generații în circ. Povestea circului Belucci începe tocmai din secolul XIX. Vorbim de o adevărată tradiție păstrată și transmisă până în prezent. Eu am născut în circ de 68 de ani, toată viața mea e aici. În 2002, Mario Medini și Loredana Belucci înființau circul Aquatico Belucci. Cu timpul, stâlpii de bază au devenit cei trei copii. Au pornit cu circul cu merea pe vremurile alea cu căruța, la urmă cu tractorul cu remorca, cu dresură de cai, cu dresură de elefanți. Le-a mers foarte bine. Ca fiecare în viață, ai și urcușuri și coborușuri. Au fost faliți la un moment dat. Nu mai venea nimeni, efectiv, la ceilalți. Doamne ferești! Și au refăcut spectacolul fără animale. Când am lăsat animale, ar trebui să găsim o posibilitate să fie făcut un spectacol fără animale. Și am hotărât toți în familia să venim din nou în România, să punem spectacol de supereroi. Au venit în România, a început să meargă cu spectacolul fără animale, dar au început problemele cele mai grave. Fata, cancer mamar. După care ginerele patronului a făcut atac cerebral. Ha. Să știți că sunt într-o stare de nu vă puteți închipui, nu se pot concentra la nimic. Eu cum am auzit că ei vor să vină în România, am zis gata, dacă veniți, eu am să fiu lângă voi. Sunt legat de oamenii ăștia între mine și ei. Deja s-a format un grad de rudenie. Eu le-am botezat copiii. S-a căsătorit Sandy și i-am botezat fetița. Da, ce frumos. Rugămintea mea este să facem tot ce e posibil ca acest circ să meargă bine. Sigur. Vreau să-i ajut. Extraordinar, da. Deci ce vreau Neamărine. Vreau cât de repede să vă integrați în spectacol. Da. Să facem cât de multă promovare. Da. Chiar dacă știu că o să fie foarte greu aici la circ și sunt
sigură că o să trebuiască să-mi depășesc limitele. Chiar vreau și îmi doresc foarte mult să-i ajut. Eu când am auzit că o să lucrăm la circ, am zis yes. Păi eu am jucat 5 stagiuni la circ. Cred că o să putem să venim cu un plus în spectacolul ăsta. Acum mergem, vă cazez, la 5 stele. Yes! Am zis... Bine, ok, hai. Mie mi se părea așa, când prea e, nu e neamărin. Și am zis, bre, dacă nu e așa cum zici, te fac de rahat pe Instagram. Mă, eu nu am crezut că mă duce în hotel de 5 stele, că neamărin îți dă una caldă, una rece. Asta e clar. Salutare, băieți! Salutare! Aici. Andrei! Vârciu! Andrei! Ne-a trimis la Eforie să luăm niște stegulețe. Bă, avem noi un bătrân mai senin și are nevoie de niște stegulețe. Să pună stegulețe așa. Avem stegulețe. Da? Da. Și am ajuns până la urmă la acest domn Andrei, la Andrei, care se pregătea omul de concurs. Noi suntem un club de yachting, Mojo Sailing, și avem o regată în ziua asta, adică un concurs de nave cu vele, în campionatul României, o etapă din Cupa României. De și că asta e prima sau care? Nu, asta e a doua, sub egida Federației Române de Yachting, nu e un concurs. Adică ce concurs, oficial. Oficial, nu? Da, 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 da. Păi și avem loc în echipaj. Eu chiar am vrut să merg la o regată, anul trecut la fel a fost, dimineață nu m-am trezit. Acum vreau să-i mulțumesc domnului Barbu. Domnul Barbu, vă mulțumesc că m-ați trezit. Cum, hai. Ce trebuie să facem? Sau să faceți? Trebuie să punem toți mâna pe vela asta, să o ducem pe barcă ca să înceapă treaba. Mama, se dea greu. Să o simt. Ia din partea asta. Nu mi-a venit să cred că cineva are curajul să ne ia pe noi într-o competiție. Se câștigă cupe, se câștigă diplome. Erau pregătiți, toată lumea venea cu niște vele. Îmbrăcați, aveau echipament, ne-au dat și tricouri. Îți vede barbă. Păi n-am, a plecat în afară. Așa. E, Andrei, nu mai poți să dai înapoi. Hei, hei, hei! Partea faină astăzi este că eu nu muncesc. Andrei muncește la starea lui de spirit. Eu l-am văzut un pic stresat. Eu vă dau cuvântul meu de onoare, mie mi s-a făcut rău de pe mal. Deci aveam impresia că se mișcă malul, nu bărcile. E nasol, nu? Andrei, Andrei! Ha? Da! Ce-ai făcut, frate? Ai pus frână? Ei a lovit un pic utila. Care ai pus frână, mă, cățești? Luați-vă bagajele, bagajele, bagajele! Unde e hotelul ăla? Las că vă arăt eu! Am mâncat de 5 stele și am zis să ne urcăm în mașină și el mi-a zis nu, că mergem pe jos. Eu am văzut că la 2 km sunt hotelurile. Ne e la mișto? Nu, mă, hai, hai, Crăduțu, hai! Ia uite-o și pe asta. Eu am zis, bă, ați auzit de corturi de 5 stele? Văd un lanț de rulote. N-am zis nimic, că nu mi-am dat seama ce sunt. Da, nu seama ce sună, ai crezut ceva carul de transmisie, ceva după la noi, după la antenă. Neamărine, da. Eu spun ceva, mă jur pe viața mea. Și zice, aici este cazarea voastră de 5 stele. 5 stele din alea, vai de steaua lor. Jorge, aici tu, mai Jorge. Mai că e o aventură frumoasă. De treabă, bre, că nu pot să stau așa, n-am gust, n-am aici, nimic, Romica. Am simțit că o să ne ducă undeva nasol de tot, dar nu mă gândeam, frate, că o să dormim în rulote. Eu nu, Romica. Mie mi-e frică de căldură, de țânțari, de căpușe, unde, Doamne, iartă-mă, ne spălăm. Hai, veniți aici, am două. Doamne, ferește, Neamărin, ai la mijloc? Și a zis Neamărin că acolo dormi, uite, acolo dormi tu, acolo dormi tu, atunci am înțeles. Una aici, hai, hai că mi-e place. Acolo, una aici, Romica aici. Romica! Vino, bă, încoace, că nu spun Romica! Bă, mă lași, d-u. Singurile care s-au aruncat cu capul înainte au fost surorile Ana și Daniela Crudu, frate. Eu nu am cum să spun acum, mamă, mă, te vălesc pe jos de leșin. Eu am dormit la Asia Express cu gândaci, nu mă mai sperie nimic. Dar e atât de mică rulota mea. O să nebunim aici. Deci am zis că nici fundul nu-mi intră pe WC-ul, în primul rând. Mie îmi place, mie chiar îmi place.
Bă, țăranul cu minte, bă, n-am pomenit așa ceva. Deci am ajuns la Neamărin. Deci am făcut un story pe Instagram-ul meu în care l-am făcut de rahat pe Neamărin. Asta-i, bre, 5 stele, da. Zi! Uite aici, asta-i 5 stele. Hai bucătărie, ai tot ce vrei. Unde ai avut așa ceva? 20 de metri pătrați ai de tot. Nu am apă, nu merge dușul, nu merge WC-ul. Mă simt un aer. Maxim de tot. Ia uite. Vreau să știu exact cine a stat în rulota mea, pentru că am găsit o pungă de plastic în WC-ul. WC-ul este înfundat. E rulota unde a stat Margherita. Avem și bucătărie, avem și baie. A, e mișto, domnule. Pe rulota am pus dressing și în cealaltă rulotă căsuța noastră unde stormim, că la câte haine aveam. Cât stați aici, ne autogospodărim. Începusem să am o stare așa de frumoasă în momentul când am realizat că e totuși foarte, foarte mișto o rulotă. Dacă se termină apa, la ce? Vă arăt. Păi la un moment dat se termină apa, că nu suntem racordați la apă și nici la canalizare. Că avem niște rezervoare. Vă arăt pe unde se alimentează. Doamne, ferește. Când se umple vasul cu rahat, vă arăt cum se scoate și unde duce spate. Mai nasol când mi-a zis că trebuie asta cu c***oarea să mi le extrag singur. În fiecare zi te duci și te la canal, desfaci bușonul ăsta, golești. Vă arăt vouă. Voi două vezi, stați acolo aici. La ce? La c***? Le arăt lor cum se schimbă. Hai, hai fetele cu vitanja. Da, fetele cu vitanja. Că nu vreau să fac eu asta. Veniți aici, veniți aici. Ce-am făcut să merit asta din Ibița? Am ajuns la vitanja. Deci trebuie să-mi pun apă pentru toaletă, ca să se ducă nu știu unde cu vidanja, ci că eu trebuie să fac ceva acolo pe dedesubt la rulotă. Vă dau o stropitoare, vă arăt de unde luați apă și aici tot timpul să aveți rezervorul să aprind. Dacă vreau să fac baie, trebuie să-mi pun apă cu un bidon, nu știu cum. Și acum vă arăt aici. Acolo nu vreau să văd. Vino cu acea aici. Nu mă interesează. E simplu, nu e curat, e tot, nu sunt fă probleme. Trebuie să arunc vasul ăla unde fac nevoile. Bași mâna aici, da. Așa se scoate, da. Te duci la canal, desfaci asta și se golește, pentru că aici e cu soluție cu de-asta, nu miroase, miroase da. Ceva? Nu. Și îl bași la loc. Doamne, ferește de... Hai de cap. Dacă am o nevoie, mă duc frumos în mare, depinde de care e nevoia. Eu am găsit o formulă mult mai interesantă. Seara mă duc în vizită la Jorge și spun, pot să mă duc și eu până la toaletă? Și fac la el ca să nu umplu pe-a mea. Asta chiar mai bine fac în mare. Următoarea seară mă duc la Daniela. Daniela mă doare burta. Mai bine nu mai mănânc nimic și gata. Merită o experiență ca asta. Da. Să trăiești o săptămână într-un circ. Neamărâine, știi că eu n-am fost niciodată la circ? Vorbesc serios? Niciodată. N-ai văzut niciun spectacol? Niciodată. Am ajuns aici și am văzut cortul imens. Și rulotele. Nu venea să cred că este chiar ca în filme, știi? Exact cum vezi, cum pleacă cu cortul, cu caravana și se duc din oraș în oraș. M-am bucurat că eu n-am fost niciodată în viața mea la aici când eram copil și acum să vin și să fac parte din circ și suntem toți vecini, așa. Mă bucur că am venit la poftiz la circ. Ți-a dat start! Îi spargem! Trage de la jos! Păi trag, dar ai blocat! Pe mine m-au speriat din prima. Bă, și a venit furtuna, mă. Deci dărâm toate astea. Să nu faci aia de domnul. Deci așa fac la toate. Bă, eu n-am crezut că poate să reacționeze cineva așa. S-a albit la față. Lumea vrea rău aici. Mă simt în pericol. Bă, dar tu de ce stai cu alea mână? Lasă alea să arăgeze. Nu știam ce să fac. Nu te rog! Te rog!